pentru mașina asta, cheia de genul ăsta, se învață, e procedură manuală. Și o să vedeți ce înseamnă asta. La sfârșitul, ce e foarte important, la sfârșitul procedurii, dacă am nevoie să șterg cheile din memoria mașinii, trebuie pus contactul de 5 ori. Dacă am nevoie decât să adaug cheie în memorie, în memoria mașinii, pun contactul o singură dată și cheile pe care le-a avut deja rămân acolo. Hai să vedem. Cheia cu ușa descuiată, cu ușa deschisă, cheia în contact de 2 ori. 1, 2, scot cheia. Trântesc ușa de 2 ori, ușa deschisă, cheia în contact. O dată, o scot. Din nou trântesc ușa. Cu ușa deschisă acum, cheia în contact, trântesc ușa. Și acum contactul on de 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Iau contactul, scot cheia și asta înseamnă că acum mașina șterge telecomenzile. Gata, a terminat. Acum ca să adaug telecomandă, trebuie să pun contactul la sfârșit o singură dată. Omul a cerut să-i șterg telecomenzile, așa că asta am făcut. Acum trebuie adăugată telecomanda asta. Același lucru, dar la sfârșit, o singură dată contactul pus, ca să adauge telecomanda. Și 2, 1, 2, ușa trântită, o singură dată, cheia în contact, stăm ușa, contactul on o singură dată. A făcut o singură dată, asta înseamnă că mi-adaugă telecomenzi. Și acum apăs pe buton. Bine, trebuie ținut. Cam asta a fost. Asta înseamnă că a adăugat contactul on.